Astăzi mergem să filmăm cel mai palpitant penalty challenge. Suntem aici la Academia Germană, la Centrul German de Fotbal și o să avem alături de noi pe cei mai talentați copii de la Academia Germană. Băieții, sunteți pregătiți de un penalty challenge? Cine o să câștige? Toată lumea. Bun, cine o să dea primul? Ia să vedem. Cine dă primul? Doi, tu dai primul? Da. Ești pregătit? Da. Ia, vino cu aceea. Ești pregătit? Da. Da? Da. Cine stă în poartă? Un portar. Un portar? Da. Nu știu care. Nu știi care? Îi dăm acum? Da. Hai să văd energie. Energie. Da! Hai să mergem acolo la poartă, băieți. Îl avem aici alături de noi pe... Cosmin! Cosmin! Cosmin plin de energie. Ce-i Cosmin? O să-ți dea gol? Nu! Deci fii atent! Nu, deloc! Deloc, niciun! Ia uzi! Fii atent acum aici! Hai să nu dă! Fii atent aici, că l-avem pe primul care începe. Hai să-i dăm drumul! Hai, copiță! Ești pregătit? Da! Hai să vedem! Avem primul gol! Bine, copiță! Uite și să vă toți la camera acolo! Ia să vedem! Ia, yeah! Bine! Ce? Uitați de celebrare la cameră, hai fiecare celebrarea lui, ia să vedem. Bine, bă! Bravo, hai, ia să vedem, cum te cheamă? Mario. Mario, cum ești domnul Mario? Bine. Ai energie? Da. Sigur? Da. Ia să văd cea mai mare energie. Da! Bă, domn, îi dai gol? Da. Haide, ia să vedem golul, hai. Bravo, ce celebrare? Oh, Ronaldo! Go! De la cameră! Ia să vedem! Ia să vedem bucuria! Su! Wow, Mbappé! Hai, păi e timpul să apă și știi ceva! Vino în face! Avem primul eliminat aici! Domnul Andrei, ce s-a întâmplat, domnul Andrei? Emoții? Emoțiile, da. Emoții? Uite cum îi bate inima. Eu cred că de la frig. Nu, uite cum îi bate. Dacă pui mâna pe inimă, îi bate rău de tot. Deci, domnul Andrei, ne pare rău. Ne părăsește ca la Survivor. Da? Hai să vedem golul. Ia să vedem. Celebrarea. Hai, Marius! Ia. Domnul Cosmin, hai să apărăm și noi. Ia să vedem. Hai, Darius! Celebrarea, Darius, nu te bucuri! Ia! Scăriță! Celebrarea aici, domnul, la cameră, ia! Ia să vedem! Așa, domnul Eduard, e domnul Eduard aici lângă noi, ești pregătit? Da! 100%? Da! Ia să văd energie! Energie și gol, hai! Ia uite cum e pregătit! Energie, multă energie! Și! Domnul Eduard, vino cu acest domnul Eduard! Ai o reacție la cap, domnul Eduard, cum te simți acum că ai ratat? Trist! Nu sunt supărat, sunt mor de supărat, sunt trist cu adevărat! Trist! Dacă sunteți în căutarea unei echipe de fotbal, acum aveți oportunitatea de a vă înscrie la Centrul German de Fotbal, care vă oferă antrenori calificați, terenuri foarte bune de antrenament, cât și meciuri. Așa că puteți să intrați pe linkul de mai jos, acolo aveți site-ul Centrului German de Fotbal, aveți și numărul la care puteți să sunați. Este o locație accesibilă, aveți două gurile de metrou și linia tramvaiului 41, așa că se poate ajunge foarte, foarte ușor. Deci dacă sunteți născuți între anii 2009 și 2017 sau dacă aveți copilașul născut între acești ani, puteți să-i aduceți aici. Și bineînțeles, dacă veniți aici, aveți ocazia să filmați alături de mine și să facem antrenamente împreună. Așa că vă aștept acolo pe primul link în descriere. Ia să vedem. Se uită la portarul ochiului, îl testează. Tare! Ia! Și iată ce e clătită! Ia să vedem! Se vrea! La cole! Domnul Ionuț, nu-i nimic, domnul Ionuț! Cum te simți? E supărat? Asta este domnul Ionuț? Iată, așa se învață, deci trebuie să mai execuți penaltii, domnul, da? Ok?
Dacă a supărat domnul, nu te supăra, nu te supăra. Dar vreau să spun, poate vedeți și o scăriță astăzi, poate. Nu, scăriță, n-am venit voi. La finală, am înțeles, bine. Nu riscăm, se merge pe siguranță, Nicolas. A mers la siguranță, dar s-a dus. Ia zi, dai gol? Da. Unde dai? În dreapta. Dreapta? Să s-o ajuns. Sus. E gol, 100% e gol. Așa, hai energie, băiți. Hai să vedem ce celebrare, care e? Bine, mă! Ok. Fii atent, că vine acum un șut. Salutare, cum te cheamă? David. Domnul David, l-avem aici. Ce jucător îți place ție cel mai mult? Ronaldo. Ronaldo, de ce? Păi de la era învățat să joc fotbal. De la era învățat să joci fotbal? Da. Zi-mi un dribling al lui. Repede. Zi-mi un dribling al lui Ronaldo. Nu-mi vine. Cum mă, nu-ți vine? Ce? Bicicleta. Cum pe noi bicicleta Ronaldo? Cum nu-ți vine? Hai, să vedem. Tensiune maximă. O să-i decizi. Hai să fii. Da? O să-i deconcentrezi. Ia să vedem. Cum te cheamă? Gabriel. Domnul Gabriel aici de față. Ești gata să-l înviși pe colegul tău? 100%? 100%. Hai să vedem. Uite că trebuie să stai și în poartă acum. Păi da, dar acum el a zis că el este mai tehnic și că execută penaltiurile, nu? El nu le apără, el execută. Înțelegi? Da, higuita. Ai văzut? Ai văzut cum se treabă? Haide, ia să vedem. Ia să vedem o celebrare. Ia să vedem. Ia să vedem. Un golazo. Am vrut să dea tare pe centru. Nu cu aceea, să zici un comentariu la cameră. Nu-i nimic. Unde ai vrut să dai? Vrei să dai pe centru? Nu, vreau să dau col stânga. Col stânga? Nu-i nimic. Data viitoare dai col stânga, da? Iese portarul din poartă, ia fii atent. Să ratezi. Ia uite, uite, a pus presiune pe el acum. Presiunea este maximă pe tine în momentul de față. Ia să vedem. Gol frumos în plasa laterală. O celebrare aici? Bine, mă. Bine, bine. Hai să vedem domnul Nicola. Voi, hai, bine. Hai, do. Energie. Ia uite-te în dreapta. Fii atent acum. Data viitoare, Nico. Ia, vino cu acea, Cosmin. Vino cu acea, că a făcut aici, a început să vorbească, dar ai făcut aici niște trucuri ale minții, nu? Da. Da? Ba da, are dreptul să vorbească, așa, frate. Ai văzut? Da? Ca să-i deconcentrezi. Ia uite, cât mai avem aici? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, ca Hagi, vezi? 10 hagi avem aici. Aici. Băieți, tensiunea este maximă, aveți emoții? Da. Și că am făcut așa? Gata? Hai cine este. Băieți, câte like-uri să facem la clipul ăsta? 50.000 de like! Făceam 50.000, eram în altă țară. 50.000, 1 milion. Zi! Elimine Cosmin pe capăt aici. Ai văzut? Te-ai deconcentrat, Cosmin? Nu, că nu l-am auzit. Nu l-ai auzit? Auzi că nu l-a auzit pe Darius. Darius, nu? Nu l-am auzit. Nu l-ai auzit, nu? Nu-i nimic. Data viitoare, da? Da. Bun! Ia! S-a dus acolo. La Cosmin. Vezi, Cosmin, acum se întâmplă și lucruri de genul ăsta. Dacă... dacă tu ai făcut, ai încercat să faci jocuri aici psihotronice cu ei, da, încearcă și ei să fac. Încerc înapoi, da? Bun, ia domnul aici mingea campionatului mondial de fotbal. Înainte la să termine. Ia, ia. Să vă! Ia, vezi că acum se vede tensiune maximă. Ia să vedem. Vedem dacă am luat gol acum. Domnul Eric,
A fost prea multă tensiune pe el. Eric, hai, dau un interviu repede. Vino cu acea, vino cu acea, domnule. Ce s-a întâmplat de s-a dus mingea afară, domnul Eric? S-a întâmplat, ce s-a întâmplat, de cum s-a întâmplat să ducă mingea acolo? Vântul? Bravo, Denis. Solicită. Calm, stai aici. Calm, stai aici. Hai, ține-te. Hai să vedem, domnule. Ia să vedem. Ia să vedem aici o scăriță frumoasă, fii atent. Nu riscăm. Mersi, salut, zile bune. Mersi. De ce? Îmi place de cum șutează. Să citesc aia. Nu, că schimbă! Pe stadionul de Aluz? Nu sunt eu. Acum, noi cerem farul dacă este. Băieți, a intrat sau nu? A intrat sau nu? Nu! A scos-o frumos! Asta este! Nu e nimic. Bate cupa aici, felicitări! Ia să vedem! Mariago! Frumos! Ia să vedem, celebrare! Mama, acum ai vrut să dai? Da. Bă, liniștit, calm, uite, nu e... E pe treaba lui, a vrut să dea gol, a dat gol. Ia să vedem! Ia să vedem tesiile noastre acum! Pe prietenul tău păzit! Se ratează pe capete acum! Se apropie de... Să aflăm... Se apropie ora în care o să aflăm câștigătorul. Domnul, ce s-a întâmplat, domnul? Ce ai dat pe centru, domnul? Ce s-a întâmplat? Ai crezut că fuge? Da. Dar n-a fugit, a? Da. Tensiune maximă și hai să vedem un gol! Calm, inima bate, dar el este foarte calm. Ia, ia vezi, aici, dă-l, ia. Hai Doris, dă un gol frumos acum să-l calmezi pe Cosmin. Hai, Cosmine. Ia să vedem. Lăcătuși! Din greț, da, Doris, bravo, frumos. Bravo, Doris, bravo. Lăcătuși! Hai să vedem, următorul, haide, domnul. Ești pregătit? Da, am fi. Ia. Da, nimeni pare în cap până acum. Ia vezi Africa. Plăcătuși. Plăcătuși. Bravo, da, serios. Cosmin, asta e a ta, ia fii atent. Cosmin, împinge puțin, Cosmine. Bravo, foarte frumos. Aici este cel mai calm jucător pe care l-am văzut eu până acum. Asta calm, asta liniștit și a dat unde trebuie. Hai, Dodo. Plasa laterală, deci numai acolo a dat, în plasa laterală, în vincul, numai acolo a dat. Hai, ia, celebrare. Ia să vedem, ia atent că s-a uitat în ochiul lui Cosmin, s-a mai uitat odată. Băieți, ia zici, ratează sau dă gol. Sigur? Da. Sigur. Avem un gol. Ia, toți colegii spun că dai gol acum. Ia să vedem. Eu spun că nu. Ia, numai un. Nu-i nimic. Nu-i nimic. S-a uitat acolo la tine, până în ultimul moment, ai văzut? Da. Hai, Dodo, ia uite. Cel mai calm jucător de la penalti. Așa calmitate? Da. Dacă ai fi în finala Cupei Mondiale, minutul 90. Echipa ta... Trebuie să te calmezi. Nu. Hai ca cine emoții acum? Ca mine. Ca tine? Hai să ne plumbați. Hai. Ia să vedem. Oh, deci tot acolo, bravo, frumos executat în același colț de 3 ori la rând. Incredibil, a dat numai lângă bară, deci n-am ce să mai zic. Hai, domnul Adonis, din nou duelul Adonis Cosmin aici. Sau de la băieții s-au certat, s-au împăcat. Ia să vedem, domnul. Luați-vă minge. Hai, energie. Hai, Zanfirică, ia să vedem golul. Wow! Zanfirică, vine cu acest. Acolo nu se dai drum? Da, mă, se dau tare. Tare sus, nu? Da. Ca lăcătuși? Da. Bravo. Hai, Mari. Hai, băieți, ia să vedem. Hai, Cosmin, hai, Cosmin. Ești bun jucător din lume. Ronaldo. De ce? Că e bun. Ia să vedem! Ia să vedem, v-a dat tot acolo, oare? Nu, v-a dat pe centru! Ia
să vedem. Bine! Ia Cosmin. Sau Lape. Nu-i nimic? Nu-i nimic, domnul Dodo. Cum s-a părut până acum concursul? Frumos. Frumos? Bun, domnul, bate cupa aici. Salută și pe colegii tăi, bate cupa cu ei. Aici. Și mai avem doar 3. Veți cu acei băieții? Avem aici. Avem aur, argint și ce mai e? Mai e ceva? Bronz. Da? Hai băi, să vedem cine ia primul loc, cine ia pe al doilea și cine ia pe al treilea, da? Da. Hai, bronzul acum. Cine ai comportat din urmă? Metre. Oblak. Am trecut în finala mare. Ia zi aici. Acolo ai vrut să dai lângă bară? Da. Hai, asta este o declarație de final. Felicitări, domnul. Ai luat bronzul, da? Bun. Păi, ticoace, domnilor. Îl avem pe Adonis și pe Zanferică, da? Să-ți pregătiți băieții de duelul? Da! Ia să vedem! Hai, stai, avem comentator! Haide! Scărițe-mă! Adonis! Suară! Te Eric predice viitorul acolo, a zis că dă jos acolo, vezi? Și acolo dă. Da. Acum unde dă? Acum atât dă vin cu acolo. Acolo dă vin cu stânga. Hai. Hai să vedem. Hai să vedem. Hai doi stai aici. Hai doi stai. Jumate, cu mine. Domnul Zanferică aici, cu colegul tău, aici. Da? Bun. Băieții, v-a plăcut challenge-ul? Da! Mai facem? Da! Bun. Dar cu altceva. Cu altceva? Da. Cu altceva? De ce, domnul, ai emoții la penalti? Cam da, emoții. Dar fără portar să fie. Să fie fără portar? Da. Bun. O să mă gândesc. La o să mă gândesc la ceva și o să revin. Ok? Da! Bun, băieți, dacă v-a plăcut acest video, să facem 10.000 de like-uri? Da! 10.000 de like-uri, stăți-vă! Da! 10.000 de like-uri! Bun, ce a făcut domnul Adonis? Un gest foarte, foarte frumos, putea să-și aleagă doar el ghete și a spus că nu, vrea să-i dea și o pereche de ghete colegului său, așa că, bravo ție, Adonis, felicitări! Cine își alege? Lași tu pe el să-și aleagă prima pereche de ghete? Hai, domnul Adonis! Adonis, doamnă, Zanferică, hai! Ia să vedem, chiar sunt curios. Ce zici, ce pereche de ghete crezi să-și alege? Ia să vedem, domnul, Puma, Adidas, ia să vedem ce îți alegi. Ia să vedem. Astea? Da. Sigur din prima? Da. Sunt numărul tău măcar? Da. Ai și văzut? Da. Ai fost aici înainte? Nu. Ce se întâmplă? Le ales foarte repede? Da. Nu vrei să le probezi? Nu. Nu, domnul, atunci. Hai, ia să vedem, Adonis. Ha. Deci Puma Ultra ai ales, nu? Ia să le vedem. Hai, că arată super. Super. Bun, hai să vedem. Hai, domnul, să vedem ce alegi. Ia să vedem care sunt ghetele pe care le alegi. Ia să vedem. Puma, ce avem? Adidas, Predator? Ia, arată-le aici, să vadă la cameră. Frumos! Modelul ăsta de talpă. Frumos! Ai venit cu acei băieți? Deci, hai să arătăm ghetele. Cu ce ți-ai ales, domnul Adonis? Adidas Predator, da? Și tu Puma Ultra fără șiret, da? Hai să mergem la casă, băieți. Deci, ai ales fiecare. Adidas Predator Adonis și Puma Ultra, da? Așa că dacă v-a plăcut acest video, apăsați butonul de like și o să facem cu siguranță o serie. Vă salut, băieți! Sper să le postați cât mai mult timp, da?